așa mai încet și salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. De data aceasta ne vom juca ceva ce n-am mai jucat până acum. Nu am nicio treabă cu cowboyii, nu știu nimica despre ei. Singura mea legătură cu acest cowboy, cu acești cowboy, este faptul că bunicul meu, atunci când mă duceam la țară în vacanță, se uita numai la filme cu cowboy. Bă, da, erau și foarte multe în perioada aia pe TVR, mi-aduc aminte, foarte multe filme cu cowboy erau preferatele lui și de asta am auzit și eu termenul de cowboy și am idee despre ce înseamnă. E fix ce văd în poza asta. Un nene cu șapcă, călare pe vacă sau pe cal și cu funia asta, cu care încearcă să prindă alți cai. Bun, lăsăm gluma la o parte. Da, aia e singura legătură în mare parte. Nu știu nimica despre jocul ăsta, doar ce l-am instalat. Este varianta prolog. Asta înseamnă că vom avea două episoade, episodul ăsta și următorul. Iar când va apărea jocul full, bineînțeles, voi veți decide dacă să facem o serie sau nu, de asta sunt aici, să-i dau drumul la joc și să-mi dau seama dacă, și să vă dați și voi seama, dacă vrem o serie ca asta pe canalul meu. Să vedem dacă merită jocul, dacă e ok, ca grafică până acum, ca meniu, ca ăsta, e destul de decent. Arată bine, se mișcă bine în meniu, mi-am dat detaliile mediu spre high, ele veneau direct pe epic, un fel de epic ultra, ceva de genul, și am zis, bă, nu că nu-mi duce calculatorul. Mediu spre high, e ok, unele pe medium, altele pe high. Am zis să fie cât de cât nici prea prea, nici foarte foarte. Ok, hai că am început. Să vedem cum e sunetul. Mamă, vezi că e sunetul cam tare sunetul. Asta e povestioara la început, ok. But I don't need that. What I need is my act of ownership. After the pardon, I got a letter telling me that I inherited a ranch from an uncle I barely knew. Ia uite, și aici am moștenit un ranch de la un unchi din îndepărtare și probabil că o să am niște probleme în a-mi lua ranchul înapoi. Fiind într-un sat nou, fiind șerif în sat, nu polițiști, cu siguranță o să-mi pună pe ținutate. Asta ar fi practic satul, orașul, unde am eu range-ul, sau probabil pe lângă ăsta. Ok, avem niște task-uri, practic așa vom vedea despre ce e vorba în acest joc. De asta e prologul și v-am zis, două episoade de ăsta și încă unul, sper. Am înțeles că are un gameplay de vreo 50 de minute 60, deci facem un episod de 25-30 astăzi, unul de 25-30 sau 40 mâine. I'm here, but something is off. Some bandits had settled down there. Ok, sunt foarte mulți bandits pe aici prin zonă. Ce trebuie eu să fac? Reach your range. Ok, range-ul e în partea aia, dar sunt ăștia cam dubioși aici. Ok, dar cum am nimerit-o fix în magazinul ăsta? Ăsta e un fel de magazin, că cam așa arătau magazinele înainte, în mare parte, de aici la piață. Ok, o să mă bat ăsta? Nu o să mă bat. Ah, ok, vorbesc cu el. Încântat că ești aici, some random took settle down around your farm. Ah, ok, practic îmi spune că niște bandiți mi-au pus să punere pe ranch-ul meu, pe ferma mea. Hai să vedem despre ce e vorba. Nu o să stau foarte mult de vorbă. Aici am învățat WA să dă știm treaba asta. Păi mă duc direct la ranch, nu? Ok, mi-a dat un pistol. Oh, vezi că înseamnă că ne bătem. Counter-Strike în Western, fii atent aici, dar nu știu pe unde să iau. Cred că pot să iau absolut pe unde vreau, nu? E frigor, bă, grafica îmi place foarte mult și v-am zis, nu e pe Epic pentru că nu-mi permite calculatorul pe Epic, dar e o grafică extraordinar de bună. Uitați-vă și voi. Detalii tot, nu am lag până acum, am 70 FPS-uri, de ce? Nu le-am blocat la 60, eu de obicei îmi blochez FPS-uri la 60. Ia să vedem. Limba, ia. O vom avea și altă limbă? Avem și altă limbă, dar nu a noastră. Și subtitrările dacă le vrem. Da, bag și subtitrările. Apply, da. Display grafic. FPS-uri pe aici, nimica de FPS-uri, nu? Nimic, ăștia sunt setările pe care le am eu. Ca idee, display, vesin cu on și la cât e blocat, nu spun la cât e blocat, nu? Ar trebui să fie blocat la 60, că cam atât aduce monitorul meu. Borderless, ok, hai să-i dăm drumul. Hai să continuăm, de fapt, că drumul i-am dat deja. Bă, se mișcă bine. Pentru mediu high se mișcă bine, arată bine. E cam galben, sincer. E totul atât de galben și de portocaliu. Bine, probabil și din cauza soarelui. Uite, până și norii sunt puțin roșiatici. Aici ce cultură avem? Cultură de porumb. Ok, văd că îmi și dă informații. Pot să fac ceva? F.
Ah, cu F... LOL, dau inspect pe pistol ca în Counter-Strike. E fix animația din Counter-Strike, uitați-o și voi. Cei care a jucat Counter-Strike vreodată știți că dacă dați inspect pe armă, fix asta e animația. Ia și când alerg, mi-o ridic în sus arma, ia. Hop. Ok, ok. E gardă rămas și practic asta e ferma mea. Mamă, văd că sunt niște oameni cu arme aici, a? Bă, stai să-mi fac niște gloanțe, ia să vedem. 6 gloanțe. Hai că mă descurc cu astea, nu? No. Bă, vezi că m-am pus pe poziția de... Trebuie să pot să trag la liber așa dacă vreau, dar dacă nu, ca să am precizie, fac asta. Gata, dat. Ăsta a fost jocul, nu? Pot să și lutez de la ei? Demolish, build part. Ok, pot să demolez sau să construiesc. Faci, m-am speriat. Și mai am glanță, nu? Mamă, ce m-am speriat când a tras ăla, nu știu dacă a zis, dar am tresărit. Ok, hai să luăm lanterna, luăm târnăcopul, nu pot să iau? I can't use line. Ah, ok, trebuie să fac task-urile ca să mă lase să iau ăla. Mai avem vreunul pe aici ascuns? Nu e niciun ascuns, nu? Un măr, ceva de băut, niște cărți. Ok, nu pot să iau nici pe asta. Avem cumva și un inventar? Da, de pe ei avem inventarul, pizza, mâncărică și mai avem decât 7 gloanțe. Ăsta? Search bandit. Poți să fără de la bandit o sticlă de whisky și încă 2 ape. Opa, putem să jefuim bandiți, practic să-i lutăm. Ok. Stai că mai erau aici de bandiți. Păi nu-i lutăm pe toți. Mai am un pistol. Nu pot să le iau, nu? Nu pot. Gloanțele pot să le iau, nu? Mă gândesc, da. Și pistolul ăsta? Take all. Nu mă lasă să iau pistolul ăla pentru că am deja... Ah, dar dacă dau pe el... Și îmi trag pistolul ăla. A, nu, nu, nu. Deci m-am să dau un singur pistol. Și altul unde era? Știi că mai omorâs în vreo 2. Niciunul ascuns aici. Înseamnă că i-am omorât acolo jos. Stai așa că... Opa! Nu prea îmi place cum sare. Ok, e cam împiedicat. Când sare se cam împiedică pentru că sare scurt. Și aici am unul pe aici prin boschez, parcă. Eu am zis că vreau să-l jefuiesc, dar am crezut că e doar așa. N-am crezut că se și poate. Era doar o dorință pe care mi-am exprimat-o. Bă, la de aici nu mai am, nu? Mai omorâsem unul aici, parcă. Să fie căzut pe aici, pe undeva, să dă. Eu că n-am omorât decât 2, lasă în pace că am omorât 3 sau 4. Mă uit pe filmare, pun pauză. Dă-mi pe toți. Nu-i mă niciun aici, dar eu știu că am omorât și aici unul. Da, că am omorât aici și pe urmă m-am speriat când am urcat sus, că nu mă mai așteptam să mai fie cineva. Ia, mă mai uit odată. Dar nu, cred că mi-au dispărut. Cred că ăștia nu erau de căutat decât ea de acolo de sus. Sau trebuia să-i caut atunci și nu acum. Adică a trecut destul de mult timp și probabil dispar de pe hartă. Bun. Hai direct la range că sigur mai dăm de unul. Că gloanțe avem suficiente, deci clar trebuie să ne mai dea ceva. Trebuie să ne mai dea vreun bandit. Că nici măcar nu erau hoți, erau bandiți. Ok, am ajuns. Avem căluț. Unde e căluțul? J selected. Set selected de pe J. Aici pot să ăștia sunt quest-urile pe care le-am și am și side quest-uri mai jos. De momentan n-avem side quest-uri, probabil când o să fie jocul full o să avem și side quest-uri, adică quest-uri mai opționale așa. Nu. Unde bă căluțul? Că aici apare să am un cal. Nu pot să dărâm, nu? Nu. Decât inspect pe armă. Și cum fac? Trebuie să ies afară, nu? Mă duc în apă să caut căluțul. Unde mă căluțul? Am trecut pe lângă el și nu l-am văzut? Să-i doar căruța. Acum pot să iau și o târnă, căpul și cu toporul. Bun. De aici mai am de luat ceva. Cărțile alea, nu? Nu. Gather resource. Cată trioki. Trebuie să tem un copac. Pe care să-l tem. Mamă, se mare rău. Hai să tem unul mai mic vreau. Uite ăsta că și așa e sărăcăcios. Uite ăsta că e sărăcăcios. Ia, hai. A, trebuie să dau de la distanță, nu dau așa de capul meu. Sau cum? Dau în astea, lol, ia. Contează unde dau? Lol, contează unde dau și acum ce fac? We need more copper, you can use horse. Pick up, l-am luat. Poți să iau pe toți? Mamă, cât copac pot să car. Nu vine să cred.
Deci am un porumb aici pe care l-am furat de pe unde l-am furat și aici am 42 de bucăți de lemn cu care bănuiesc eu că voi construi la un moment dat. Bun, hai să vedem cine mai pune. Rich Cooper Area. Dă-te așa. Dă-te așa că acum fac întâlnire cu căluțul. Pot să sar pe aici? Pot. Dă-ți-mi pistolul în mână că cine știe ce mai apare pe aici. Pot să sar pe acoperiș? Hai că pot. Hai că pot dacă e. Ia, mai încerc o dată. Ia, vin cu viteză și... Nu pom. Am încercat. Am vrut să-l buguiesc puțin, dar n-a mers. Aici nu pot să stau nici peste asta? Nu pot. Hai să iau pe aici, pe unde e mai căzut. Gata, aici m-am lăsat. Bă, mai e vreun bandit pe aici? Nu mai, nu? Mi-e caz că n-am putut să-i lutez pe, pe toți patru, pe amun patru. Haide, haide, haide. Focus. A, asta e cu focus, da, 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 să mă pun pe poziție. Remember that resources are spawnable. Come back in something. Ah, îmi spune că resursele pe care le iau de pe hartă sunt respawnable. Deci dacă eu tai un copac acum, acel copac se va respawna, va apărea din nou peste, nu știu, 2 ore, 3 ore sau zile, cine știe, încă nu știm peste cât timp. Ok, de aici avem nevoie de piatră. Ia să vedem. Păi și cum o minez pe asta? Ok? Atât? Da? A, și pe asta pot să le iau. A, deci astea sunt practic resursele. Da, de ce nu ia tot timpul? Deci nu vrea să ia. Ok, trebuie să stau într-o anumită zonă. Ok, ia. Yeah. A, și nu pot să iau chiar tot. Unele îmi și dispar. Ok, deci iau doar ce consider el că mi-ar fi bun. Uite pe asta. Deci nu mai pot să dau, nu? Yes, dacă sar peste el. Ok, nu. Și cam câte se iau? Redstone area. Asta e zona de pietre, dar... Sau, a, nu, acolo e zona de pietre, ok. Și astea ce sunt? Roci? De care roci sunt astea? Sunt ceva roci? Ok, și eu trebuie să ies de aici. Ah, ok, să dau din partea asta. Ok, deja încep să-l învăț, dar... Ah, ok, trebuie să fiu și mai aproape. Da, e ciudat că nu-mi ia hit-ul din orice unghi. Ok. Bun, hai să ne ducem acolo, că dacă ne trimite trebuie să facem task. Că eu am avut experiențe când nu prea am urmat task-urile și am rămas blocat în joc. Și a trebuit să o reiau de la zero și nu prea a fost plăcut. Ok, aici facem același joc, doar că aici avem piatră. Bun. Hai da, mă. Ia stima așa puțin, că am o curiozitate. Și nu vreau să mor curios, vreau să trăiesc necurios. 2 secunde. 2 secunde că o rezolvăm imediat. Vreau să aflu ce era în partea, că mă bate engleza. Cupru, bă! El era cupru, mă. Așa roșiatic. Da, bă, că cupru e roșiatic. Hai, nu e o rușine să cauți. Unde nu sunt sigur, caut. Nu știam. Nu știam. N-am și eu de unde să știu chiar toți termenii, că engleza mea nu e una dintre cele mai strălucite. Hai, mă, dă-mi-o și pe asta, gata. Bun, acum opuntia. Ce bre opuntia asta? E ceva plantă, nu? Ia, cred că e plantă ceva. Oh, oh, oh. Mamă, dar ce, cu cât curaj m-am dus. Asta nu pot să iau, nu pot, nu? Nu pot. Cu cât curaj m-am dus, bă, băiatule, ia. Și am și lumină? Da, bă, uite, am lumină. Tare. Collect opuntia. Unde e, frate, opuntia? Asta? Nu, ca să băse cactus, rec. Păi și nu știu cum să coleg opuntia. Ce cam ajuns. Asta e opuntia? Da, bă, asta e. E o buruiană. Nu știu la ce folosește, un fel de fibră. Ok, cam cât o să iau? Și mai, uite, și mai galbenă și mai roșiatică. I need to reach my farm. Ah, acum mă trimite la fermă. Bun, hai că am la suficientă. Hai totul să mai iau 2-3 ca să nu vin pe urmă. De fapt asta că a fost toată, nu? Da, ok, că a fost pusă pentru task. Hai înapoi să vedem unde e fermuța. Du-te. Hai de mine. Nu merg scurtăturile ca în Rain Simulator. Ne. Ăsta e un... A, nu e puț, nu e puț, nu e puț. Asta generează curent. Ok, luăm coasa, parcă se numește, da, coasa asta. Și ce tem? Rich shrub area, shrub area. A, tăiem buruienile, practic, nu? Da. Hai că și eu să dau și cu coasa. Eu știu că din când în când se mai ascute, e adevărat? Știu că
Tot timpul cel care folosește coasa are și o piatră cu care ascute. Mi-aduc aminte tot de la țară și asta. Jucurile astea toate mă fac să mi-aduc aminte de ce vedeam pe la țară. Cred că dacă nu mă duceam în vacanță la țară, n-aș fi știut să joc foarte multe jocuri pe care le-am pe canal. Adică mi-ar fi fost total străine și probabil ar fi fost foarte penibil să zic, bă, dar ce e asta, mă? Ia, ce e bățul ăsta și cu metalul ăsta? Bun. Reach your guard. Păi stai ca să fac curățenie aici, că pe urmă. Lasă-mă aici, că dacă îmi dăduci cu asta în mână, vreau să tai tot, să fac șanțurile astea frumoase. Așa. Șanțul ăsta e curat. Ia mai ceva pe aici, nu? Nu, e curat șanțul, e curat. Asta nu e curat. Hai să curățăm și pe ăsta. Dar oare cam cât pot să car în inventar? Ia să vedem. Încă mai am sloturi. Ok, slavă Domnului. Că în alte jocuri îmi dă două rânduri, trei și gata, în se vede, sunt subsistent și pe urmă nu mai pot să car. Hai, domn. Ok. Le tai că oricum se prespawnează, așa ori să apară practic peste câteva ore, poate zeci de minute, poate zile, iarăși, deci nu e o problemă. Nu văd niciunde... uite, 16 și 25 în dreapta, văd lângă hartă. Am busală. Chiar mă întrebam unde văd și eu câte ceasul, în ce zi sunt. Să am și noțiunea timpului. Ok. Bă, se pare că am curățat toate șanțurile. Nu trebuia decât unul. Că practic acum sunt în tutorial, mă învață. Dar am făcut să fie cât mai frumos. Ok, avem de... Opa, aici la baloți. Ce facem la baloți? Richard Garden. Ăsta. Ok, ăsta e gardenul meu. Take a garden's blueprint. From Nedbe Bench. Banca din vecinătate. Asta. Și ce fac cu asta? Asta e o carte, nu? 6. Press F to open. E o carte, e o rețetă, nu? Mă învață cum să semăn și toate cele, nu? Ok. Take a seed from the bench. Ok, deci acum învățăm să semănăm. I can't use it like now. Nu înțeleg. Ok, până. Take a seed. Nu sunt aici seed-urile sau asta ce? Asta e fertilizator. Seed. De unde e, frate, seed? Semințe. Aici, prin spate. Poate am semințe în inventar și nu văd ea. Corn, nu. Copper, stone. N-am. Și de unde iau semințe? Aici. Ok, bucket. Și mă duc cu găleata asta unde? Cu găleata iau de aici. Nu că și-ați baloți. De unde iau semințe? Take seed. Nu mai mi-apare niciunde. Nu mai mi-arată nimic. Aici, sigur, nu trebuie să fie un butoi ceva, un sac. De unde iau semințe, frate? Semințe. I-a pus ea cu fertilizator? Nu pot, nu. Semințe. Ok. I can't use. Deci nici pe asta nu pot să iau. Deci nu pot să iau absolut nimic de aici. Baloții ăștia, nu, roata asta, n-am ce să fac cu ea. De unde iau semințe? Oare am înapoi? Take a seat from the bench. Lol, asta era sămânța. Apple seed, ok, sămânță de mere. Apple the blueprint and choose apple tree, ok. Apple tree, ăsta de aici, da? Tomato, lol, ok. Așa l-am văzut eu, apple tree. Bun, am selectat și acum... To plant it. Păi și cum îl plantez? Iau asta, pot să iau ea? Nu pot. Ok, și îl plantez fix aici în... Unde am făcut eu răsat. Păi să-l pun aici la început, ia. Pun aici așa. Bun. Take a watering can. Watering can cred că am luat, nu? Asta e strupitoare, ok. Nu știam că zice așa. Și acum pe asta pot să mi-o pun, de exemplu, aici. Nu, aici o să-mi las lumina, că am nevoie. Pot să o pun pe asta în locul cositoarei. Ok, și de unde iau apă? Prez, remove holding water can to use it. Ia. Aici. De unde scot, frate, apă? Use a watering can. Ok. Apăs. Ia, mă duc în inventar. Țin, click. Echip. Păi și am echipat-o, nu? Așa se echipează. Drop. Unde? Aici. Așa. Well, holding water can. Să apăs când point your water. Ok, e fiind.
O luăm, dăm pe 5. A, gata, mai că nu mi-o echipa. Uite, acum o am în mână, ok. Și acum... Stim așa că îmi spune că e noaptea aproape. De unde e apă, frate? Nu știu de unde e apă. Este... Stima așa puțin. Este așa, L, B, M. Poate nu știu eu bine. L, M, B, pardon. L, M, B. Așa. What mean? Space-ul e, frate, da, băi, space-ul, ia fi atent. Nu știam eu, bă, spre scurtarea asta, ia space. Da, nu merge, mă, nici space. Uite și nu pot să pun apă. De greata goală e problema. E problema că e greata goală. E left mouse button. Păi asta apă și nu merge. Nu-mi lovește. Ia, poate nu fac ceva bine. Repair. Drop. Ok. Încerc o dată. Nu-mi dau seama. Mi-apare că s-a pus, nu? E water dry out. De fapt nu s-a pus, dar cum fac să-i pun acolo jos, ia? Ok, sunt aici. Acum dau pe ăsta și cum pun? Poate n-am pus unde trebuia mărul. Păi iau de undeva apă sau ce-i fac? Asta e găleata. A, trebuie să pun cu stropitoare sau un stropitoare. Poate le închem pe așa că asta e găleată. Mi-e trebuie stropitoarea. Și stropitoarea unde e? Poate le închem. Uite, bă, bă, ce mă, asta e stropitoare, frate, că asta e din ăla de ceai. Ia să vedem. Acum. 4, 5. Clic dreapta, drop, o iau. Nu, trebuie să ia. Așa, gata, mă, gata. E puțin băguit aici jocul, gata, hai că am rezolvat. E puțin băguit jocul. Dar cred că s-a rezolvat, ia. Văd că ies niște stropi, dar nu... Remove seed gator, nu mă interesează. Ia, ud jos? Nu. Uite așa ar trebui să ud. Dar nu mi se duce chestia aia. Gata? Ok. Dar trebuie să țin ceva. Bun. Hai să punem pe asta aici. Stăm așa. Item, ok. Să-l dau jos din mână. Pun aici. Iau și găleata asta. O ascund și pe asta aici. Hai să le punem pe ultimul rând. Bun. Trebuie să iau fertilizatorul. Să-l echipez. Mi se buguiește când... Când ne schimb în mână, asta e problema. Ok, ăsta a mers din prima și acum trebuie să stai așa, să-l ascund și pe ăsta. Fertilizator, ok, hai să-l scoatem din mână, îl punem aici așa. Open your garden blueprint again, ok, de pe 6. And add arable land. Arable land, ăsta, nu? Ok. Arable land, păi și unde îl fac pe ăsta? Unde ar trebui să adaug eu arable land? Aici? În continuare, nu? Sau unde vrea mușchiul meu? A, pe aici oriunde, dar cum modific și eu, că e cam strâmb arabilendul ăsta. Rotate de pe R. Și punem aici lângă? Hai să punem lângă aici. Ia. Yeah. Ok. Bun, take a shovel to dig. Ok, shovel-ul e aici. Uite aici, sapa. Lopata, mă rog. Dar eu știu că cu sapa se sapă acum. Că zic vreo prostie, mă mai corectați voi. Și fac bine? A, deci nu trebuie să încep din margine, trebuie să dau pur și simplu în mijloc. Se consideră să poată. Bun, altceva. Check stable. With the additional resource, I can bring the renovation of my ranch. Ok, mă duc să renovez ferma acum. Băi, e destul de intuitiv, sincer, jocul. Dar cum mă mai încur și eu din când în când. Dar îmi place jocul, sincer, îmi place rău de tot. Îmi place mult, 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 mult. Îl ador. Abia aștept să apară full.
Nu știu cât o să coste, dar sper să mă onoreze și pe mine cu ok, ca să nu mai dau bani pe el, că dacă aș da bani pe fiecare joc pe care îl joc pe canal, aș ajunge la sapul de lemn. Haide, mă. Uite, nu poate să sară. Ah. Deci cu lanterna în mână, cu felinarul, nu poate să sară. Cum fac să spun că nu mai am nevoie? Hai să luăm... Bă, vreau să las un buton liber, că aparent mi se buguiește. Uite, las pe 5. Ia zi. Find... My farming is poor condition, I need to dismate it and gain the resources. Ok, cum dărâm? Trebuie să dărâm ferma și să fac din nou. E, F, ia, cu târnăcopul? Nu, cu toporul. Nu, cu târnăcopul? Uite, și nu schimbă, bă, da, schimbă. A, gata, trebuie să mă pun pe ea, wow. Da, e foarte nasol la interacțiunea cu obiectele. Trebuie să le iei dintr-un anumit unghi, nu merge așa de oriunde. Ia, dar cred că cu toporul îi dau mai bine. Bă, toporul, frate. Lumina. Ia. Ia. Păi și merge așa? Nu merge așa. Dărmă cu altceva, cu coasa, nu? Cu asta, nu? Cu lopata, ia. Cu ce dărâmă ăsta, ia? Dacă dau totul jos din mână. Ok, hai să dăm lopata jos. Dau pe 5. Vezi? Pe 5 mă lasă să dau. Ok, și cum... Stai, mă, că îmi dă el ceva, bă, de ce nu am văzut semnul ăsta? Păi, stai, tată, let's go acum să vezi ce ciocan îi dau. Pune, frate, ciocanul în mână, așa. Hai că merge și cu ăsta. Press Q and choose the demolish option, ok, the Q. Demolish sau repair, ok, vreau demolish. Mamă, ce neintuitiv e. Deci nu dau că el doar apăsă așa și dărâmă el. Au. Pe bune? Pare destul de... preistoric, nu știu, nu prea-mi place. Pot să-mi fac focul. Clic dreapta, split. 100. Aici la combustibil. Și pot să-mi găsesc, să-mi gătesc, ia. Pot să-mi pun, ia. Split. Pot să-mi pun o apă și porumb. Ia, pot să-mi fier porumb? De asta mi-o poftă, ia. Ce-mi face? Deci mi-a dat decât porumbul. Mi-a dat porumb fier și cu apa nu face nimica, nu? Nu, ok, bine. Pot să fier whisky-ul? Nu pot, nu? Nu pot. Pot să mănânc iarbă? Mănânc iarbă, fii atent. Vor fi niște burine astea. Ia să, și pot să mănânc acum apă, am nevoie, ia. Click dreapta. De fapt, nu mănânc când îmi spune el. Stai, mă, așa puțin. Mi-a dat, mă? 98, 99, ok, ce mi-a dat? Cure, ok. Leac să mă fac bine. Și îmi facem continuare de lemnele astea. Bun, trebuie să iau iarăși cartea în mână. Să take a blueprint, l-am. Trebuie să-mi iau altul. Bun, și ce ar trebui să fac acum? Să construiesc garden, așa. Uite cât meniu am, eu acum văd. Deci am dublu. Build range, take build. Ok, și trebuie să-mi fac eu range unde vreau, nu? Hai să-mi iau asta că poate. Mă baterea cu careva, mi-au și lemnele înapoi. Dă-le încă. Aparent ăsta încă merge. Deci e bug. Nu mai gata să simt. Pun și unde îmi construiesc asta. Dărâm în continuare oare? Ia. Q, demolish. Nu, Q, demolish. Ia. Q, demolish. Mamă, și gar tot. Q, demolish. Opa. Și îmi dă și înapoi din materiale. Asta și mai sper. Q, demolish. Q, demolish. Bun, hai să și construim ceva ca să mă treacă la task-ul următor. Bine, așa, ia.
Pot să dau click și să-mi reconstruiască? Nu pot, nu? Nu pot. Ok. Dau pe F și hai să-mi fac guard. Small garden place, garden bed. Yeah. Pun o saltea. Nu știu dacă trebuia din asta, dar eu îmi pun o saltea aici acasă, doar că văd să pune ploaia. Iată aici. Nu-i mă saltea? Garden bed. Ah, pat de flori de rasa lui. Take a blueprint. De unde se iau mă blueprint? Că am deja. Uite-l cu alea. Ia. Ia. Îl arunc jos. Ia să vedem. Nu pot să-l arunc jos. Ok. Și-l pun înapoi. Păi, și trecem la următorul. Ia. L-am luat. Și ce să construiesc? Că dau click. Trebuie să demolez tot în principiu. Bine, hai să vedem. Dar n-am lumină, n-am nimica. Q, demolăm. Hai să vedem. Poate trebuie demolat totul și nu dau seama. Hai, demol. Tic, 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 aici s-a demolat. A, easy. Merge repede. Din 3 click-uri, l-am dărâmat, nu trebuie să iau fiecare ăsta în parte. Mă, dar e întuneric. Și nu pot să țin lumina în același timp în care demolez. Și nu lasă seama cât trebuie să demolez. Asta e problema. Okay, hai mă. Să cadă peretele astea odată jos ca să am și mai multă lumină. Că afară e lumină de la lună, dar aici înăuntru nu prea e beznă. Bun. Mi s-a părut că văd bandiți iarăși. Nu mai sunt bandiți, nu? Nu, hai că a plecat. Ok. Jap! Bă, da, e mult. Am zis că e puțin, dar e cam mult. Trebuie să iau fiecare stâlp în parte să-l demolez. Bun. Let's go. Rap, tap, 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 tap. Mamă, mult, mult. Mulți pereți. Mult gard, mult lemn aici. S-a băgat mult lemn aici în construcția asta. În ranch-ul ăsta. Ăsta e gata. Mamă, le ia orbește, că eu oricum nu văd ce fac aici, că e din noapte. Dar trebuie să dorm și mă gândesc pe undeva. Mai am aici în spate. Ok. Bun. Mamă, stâlpii trebuie să iau pe fiecare în parte. Pe bune, jură-te. Deci trebuie să iau fiecare stâlp în parte. Ok. Gata. Asta. Gata, da? Mamă, am gardul. Să vezi cât gard avem. Hai că nu e mult. Nu e mult că uite cât îmi ia din el odată. Cum ia mult odată. Hai că pe ăsta l-a luat. Ah, ok. Deci durează puțin până dispare. În unele cauzuri. Gata, am terminat aici, nu? Ia să dispar, mă. Ok, unde mai avem gard? Gard în partea asta. Păi și unde construim? Construim așa unde vrem noi. Eu văd că alte task-uri nu mai îmi dă. Ia tab. I, nu, P, O, opa. Eu ce m-a inspirat, ioi. Hai să-i dăm un nume. Ce că pot să-i dau? Și pot să aprind, nu pot să aprind lumina de pe calul. Uite așa. Press F to name. Cum îi dăm numele? Dadu. Dadu. Nu știu ce nume să-i dau. Carina. Carina o chema pe Iapa vecinilor mei de la țară. Mi-aduc aminte că în fiecare dimineață asta auzeam. Na, Carina, na, înapoi. Așa că ăsta e numele predestinat. În sfârșit am șocat și pot să-l numesc Carina. Bun. Eu am luat și blueprint-ul, am încercat să construiesc ceva, dar aparent nici nu spune ce să construiesc mai exact. Și am considerat că mai bine dărâm tot înainte și după o să fac treaba asta, uite. Mai am aici asta pe care am pus-o eu. Pe asta nu pot, nu? Nu pot. Hai că s-a făcut și dimineață. B, remove. Ah, ok. Bun, iau blueprint-ul în mână și build. Și dau click, dar nu știu ce build. Ce să builduiesc. Uite că am gard și pe aici, am peste o gard. Build, build, build.
Build, 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 dar nu știu ce să build, build, build. Take a blueprint. Da, dacă mă duc... Stai mă, așa că parcă era o... un alt blueprint aici, probabil că e separat. E un blueprint pentru... pentru partea unde fac agricultură și poate ăsta e blueprintul de aici. Da, mă, uite-l. Ok, bun, hai să-i dăm ok. Deci sunt două blueprinturi diferite. Sau e același și pot să-l, pot să-l folosesc pentru... A, asta e învățătură, ok. Și acum, fiindcă am învățătura asta, pot să fac build a house, adică house fac eu. Păi, și îmi dai și mie un house aici sau trebuie să-l fac eu de la zero? Nu cred că am pui de la zero, nu? Lem, lem, lem. Nu știu unde mi-a pus... Pun aici. Hai de aici. Mai am vreun desta unde trebuie să mă duc? Nu. Sticla asta e a mea. Aici ce mai aici? Niște țigări le-o și pe astea. Build a house. Pe unde să buildez, mă? Casă, ești nebun. Că nu-mi dă din prima. Uite, casă. Hai, garden place. Ia. Nu, vezi? Îmi dă doar din astea. Garden place de 6. Nu, aici am dat doar grădinărit. A, dar dacă dau doar click. Deci, am cartea în mână. Carte. Și dau click. Nu merge, bă. Mai am ceva de luat, oare? Dar nu mai am ce, că ăsta e blueprint-ul. Ba, nu, ăsta e pentru animale, cred e. Interacționează. All. Pat. Ok, aici am fac pat, aici am fac bench și aici am fac de aia de șerif. Ok, nu mă interesează asta. Casă, nu pot să-mi fac și-o pe undeva. M-ar ajuta mai mult o casă. Aici nu e nimic, aici... Nimic, aici doar mă sui eu pe moșie. Ia, dacă vin aici cu cartea în mână, blueprint-ul, build a house. Ok. Trebuie să beau ceva. Click dreapta, drink. Bun, dar nu dau seama unde mi-a pus aia ultima pe care am luat-o, că eu am tot pe asta aici. Să fac oare tot cu asta? Ne, mă, ceva se întâmplă, e dubios rău de tot. Ia, dacă îmi golesc eu mâna, o să la un moment dat un build, ia. Yeah. Nu iau, iau pistolul și acum nu mai am nimica. Nu mi apare nimic. Ăsta e hit. Ăsta e hit. Ciocanul. Ok, F, uite-l mai aici. Structură, prefabricat. Nu știu ce ar trebui să-mi fac. Crafting, ăsta e guard dacă vreau să-mi fac, dar trebuie să fac casă. Window frame, door frame, bam. Structură. Small house. Ok, pot să fac direct. A, deci nu trebuie să fac eu peretele de la zero și tot. Atunci hai să facem aici casa. Mă gândesc că o fi... O fi un loc bun. Hai că am rezolvat-o. Am rezolvat-o casa. Bă, dar ce am dat mă click acolo că nu înțeleg. Las-o așa, las-o așa că e bine, uite așa. Ok. Și acum ar trebui să aduc materiale. Ia, ce materiale îmi trebuie aici ca să fac? A, tot cu ciocanul în mână. Ciocanul în mână, frate. Așa. Ia, doar dau click-uri și îmi pune lemnul. Oh, easy. Ia, și dacă fac din interior, nu pot? Nu pot, că deja l-am construit. Mă gândeam că poate intru în interior așa. A, da, și o construiesc de aici. Hai și cu ăsta. A, trebuie să le fac pe rând, nu pot să le fac așa random. Bun. Vezi, bă, că cu lemnul am făcut și soba? Ce tare! Mi-am făcut și lemnul cu soba. Bun, build a chest. Chest? Furniture, wooden chest. A, ăsta e cufărul meu de valori, dar nu prea am ușă la casă, știi? Adică am cufăr de valori, dar n-am... N-am ușă la casă. Păi, o să-mi pună și patul, am dat așa. Atunci o să pun aici patul și chestul o să-l pun aici, nu știu, așa-l văd eu. Chestul aici. Deși îl cam văd dușmanii din drum, sincer să fiu. Da, hai să facem chest-ul aici. Ok. Stai mă așa, că nu mai vreau să fac... Nu mai vreau, bă, încă unul. Mamă, dar are o problemă cu selectatul itemelor, rău de tot. Trebuie să dau de 2-3 ori să comode pe un buton, pe altul, ca să mi le ia. Ok. Pot să-l și deschid? Ah, practic aici pot să-mi pun un storage-ul, în caz că mă omoare care va probabil prin sat să nu pierd toate itemele, mă gândesc. Upgrade the chest. Upgrade the chest? Upgrade. Aha. Ok, și cum îl face? Îl face safe, să mor tu.
Mi-am făcut safe, bă. Lol. Ok, și acum... e acela storage, doar că e mai greu de spart. Păi și nu pot să-l iau... Să-l mut acum? Dacă aș vrea? Nu pot. Dă-mă 5 umătii. Ok, please. Q. Nu pot să-l mut, nu? Nu pot. Decât să-l demolez și atât. Ok, las-l aici că stă bine. Deși mi-ar fi plăcut să pot să-l mut. Rich seller. I can buy some animals from local vendor. Păi și nu... Cred că mă duc cu calul, că e mai simplu. Ia să vedem. Ia vine un cabă, Miju. Asta, Karina, pardon. Merge cu shift-ul. Wow! Bro, ce viteză! Mamă, și vezi că și sar. Wow! Trebuie să mănânc, bă. Vezi că trebuie să mănânc, că sunt rupt. Ia, eat. Gata, mi-a crescut ce trebuie. Bine, nu ce trebuie, nu ce aș vrea eu, dar mi-a crescut ce trebuie în joc. Sar, mă, și pe aici? Hai că sar și pe aici. M-am blocat. Dar se întâmplă totul prea repede, zici că sunt în Forza Horizon, dar varianta cu cai. Forza Horizon, varianta cu cai, uitați-o și voi. Vezi că mă duc în oraș acum. Prr, prr. Mă duc în oraș. Prr. De aici cumpărăm niște animăluțe. Am înțeles ideea. Păi, ce să mai bag de seamă că m-am întârziat puțin cu construcția acolo, m-am cam pierdut puțin. Și cred că punem punct episodul aici și dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în oraș, vă aștept data viitoare, așa că până atunci apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și dacă aș reuși să strâng și eu măcar 100 de like-uri la clipul ăsta, deci știu că nu o să facă, e destul de greu, dar un cadou de Crăciun din partea voastră cu degețelul pe like-ul ar fi extraordinar de mișto și bine și apreciat față de mine. Din partea mea mă scuzați, vă urez o zi minunată și vă aștept mai târziu probabil cu un live pe canal. Pa, pa!